Folosește codul ADVICE pentru 10% reducere la fiecare comandă de pe stickered.com, de unde poți comanda stickere personalizate, rezistente la apă și pe care le poți lipi pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. E foarte important să faci distinția între cunoștințe cu care mai ești de când în când și persoane apropiate ție, poate la fel de mult ca un membru al familiei, persoane în care îți pui încrederea. Pentru că persoanele pe care tu le consideri prieteni adevărat s-ar putea să nu te privească prin aceleași lentile. S-ar putea ca tu să nu fii la fel de important în viața lor precum sunt ei pentru tine. Așadar, pentru a te ajuta să faci distinția între un prieten adevărat în care te poți încrede, care îți vrea binele, care își dorește să fie o persoană mai bună și un șarpe pe care nu dă doi bani pe tine, am să spun 5 semne la care trebuie să fii atent, 5 semne care dau de gol un prieten fals și atunci când îl identifici, dă-l afară din viața ta înainte să-ți facă rău sau mai mult rău. Primul semn că prietenul tău este fals este că iese cu tine doar din interes. Un prieten fals nu iese niciodată cu tine doar din pură plăcere, pentru că ești o companie plăcută și pentru că vrea să vorbească cu tine. Există mereu un pretext. De exemplu, poate fi pentru că nu a mai găsit cu cine să iasă și decât să stea în casă să se plictisească, mai bine este cu tine. Sau poate că vrea să îl duci undeva cu mașina sau să-i plătești consumația. Ăsta e un dezavantaj la a fi bogat. Faptul că nu știi exact cine stă cu tine pentru că ai bani și cine stă pentru că te place. Sigur, acum nu spun că e mai rău să ai bani decât să n-ai, dar ca o paranteză, există și dezavantaje la a fi bogat, dacă nu știai până acum. Din lipsa unei analogii mai bune, trebuie să îi smulgi vițelului țâța din gură. Adică să te oprești din a mai face favoruri prietenului pe care îl suspectezi că e pe interes. Așa îți poți da seama de adevărata lui față și dacă ți-e prieten adevărat. Al doilea semn că prietenul tău e fals este că își găsește alți prieteni și pe tine te uită. E normal să cunoști persoane noi, să-ți faci prieteni noi și relații intime și așa e, atunci când te îndrăgostești, tind să îți uiți prietenii tâmpiți. Ca băiat, în momentul în care stabilești o relație cu o fată, te maturizezi. Nu mai poți să-ți faci de cap la fel cum o făceai înainte cu prieteni. Dar asta nu înseamnă că trebuie să îi uiți de tot, să nu mai stabilești niciun fel de contact cu ei. Dacă prietenii tăi înseamnă ceva pentru tine, poți să-ți faci timp și pentru relație, dar și pentru ei. Asta nu înseamnă că trebuie să îi uiți de tot. Așadar, dacă un prieten de-al tău își găsește alt grup de prieteni sau își face relație și pe tine te uită definitiv, cel mai probabil nu ți-a fost niciodată prieten adevărat. Al treilea semn este că nu îi pasă când suferi. În momentele grele, când ai nevoie de cineva să fie acolo lângă tine și căruia să îi te destăinui, el nu te ascultă sau te ascultă superficial. Un prieten adevărat ar trebui să-ți acorde sprijin moral în momentele grele și dacă nu te poate ajuta fizic, măcar să fie acolo lângă tine. Să te încurajeze, să-ți spună că totul va fi bine. Asta înseamnă să fii alături de cineva. Prin urmare, dacă îi spui prietenului tău că te-a părăsit iubita sau că ai picat vreun examen și pe el îl doare undeva, nu îți e prieten adevărat. Al patrulea semn este că nu poți fi tu în preajma lui. Joci un rol, încerci să impresionezi, nu ești autentic, nu ești tu. O prietenie adevărată se măsoară în cât de mult puteți să râdeți unul de altul fără să vă supărați. Pentru că dacă un străin ar face mișto de tine, nu ai râde, nu ți-ar pica bine, dar la Caterinca între prieteni nu te superi. Cu cât te porți mai natural în preajma cuiva, cu atât sunt șanse mai mari să îți fie prieten adevărat. Bineînțeles că un alt factor important este și de cât timp sunteți prieteni. Dacă vă știți de peste 10 ani și nu au existat pauze între voi sau certuri majore, șansele sunt ca acela să îți fie prieten pe viață. Și în final, al cincelea semn că ai un șarpe lângă tine, nu un prieten, este că te vorbește pe la spat. Competiția între prieteni există. Vrei să fii cel mai bun, vrei să fii cel mai deștept, vrei să arăți cel mai bine și ăsta nu e un lucru rău, dar competiția nu înseamnă să îl defăimezi pe prietenul tău sau să-l vorbești urât pe la spat. Dacă ceva te deranjează la prietenul tău, fii sincer, spune-i în față, nu-l vorbi de rău pe la spate. Pentru că dacă îi spui drept în față ce nu e bine la el, înseamnă că îți pasă de el, înseamnă că vrei să devină mai bun. Spre deosebire de a-l vorbi urât pe la spate, fapt care nu-l ajută cu nimic. Un prieten adevărat îți va spune în față că ești prost și când nu ești prin preajmă, te va vorbi de bine. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la ADVICE pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost ADVICE sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu în reușită, nu rateu, pa, pa!